Ce ziceți de o fetească neagră în piațale Michelangelo? Și nu orice fetească neagră, ci una de la domeniile averești. Această piață poartă numele unuia dintre cei mai importanți artiști din lume, un simbol al renașterii, Michelangelo Buonarroti. Iar Florența, care a fost și capitala Italiei timp de 6 ani, astăzi reprezintă un important reper cultural, politic și economic al Italiei. Mai mult decât atât, ne aflăm într-o regiune care a știut întotdeauna să-și protejeze și să-și pună în valoare soiurile locale. Vorbim de Toscana. Revenind la vedeta noastră de astăzi, fetească neagră poate fi considerată sinonim cu facerea vinului pe teritoriul României. Cu existență de câteva mii de ani, genetic, acest soi se trage direct din vița de vie sălbatică, din vița de pădure, așa că putem spune că a fost unul dintre primele soiuri domesticite de om. Astăzi, fetească neagră se cultivă în toate regiunile vitivinicole ale României și este atât de expresivă încât diferă foarte mult de la o regiune la alta, de la o podgorie la alta și chiar de la o parcelă la alta. Pentru astăzi, am ales o fetească neagră care să fie cât mai aproape de locul său de naștere, care rămâne totuși necunoscut, dar poate fi considerat ca fiind teritoriul Moldovei și Republicii Moldova. Haideți să-l gustăm! O explozie de arome de fructe negre, fructe de pădure, prune, magiun, chiar și dulceață de trandafir. Lung și reverberant, structurat, elegant totodată, foarte versatil, potrivit atât cu numeroase preparate culinare, cât și cu diverse ocazii de consum. Fie că vă aflați în vacanță, la o întâlnire cu prietenii, la masă sau, de ce nu, chiar și la o cină în familie, cu siguranță este vinul ideal. În concluzie, așa cum Florența este sinonimă cu renașterea, fetească neagră are puterea de a face să renască interesul lumii pentru vinurile românești. Noroc!